proiectul ăsta cu, cu stația de călători. Că am ajuns să mă opresc pe stradă și să explic că văd că lumea totuși n-a înțeles. Deci, este un proiect cu finanțare europeană nerambursabilă, deci nu e vorba de bugetul local. El a început în contractul de stări servicii, a fost în 2018, la 10 ani, și s-a semnat contractul final în data de 30 aprilie 2020. Este contractul cu numărul 5366, modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători. El cuprinde 5 proiecte. Modernizarea stațiilor de călători, cele 99 de stații, 3 trasee noi cu 6 stații noi, pe care le știți, cele care le aveau, care depozitul, pe care am făcut. În derulare se află, este contractul de realizare de piste și trasee pentru bicicliști, Basarabiei, Prundul, ne întoarcem pe partea noaptă, Lânăriei, mergem pe promenadă și ajungem în locul Ateșului. Știți că am semnat acum o săptămână achiziția, al patrulea contract, achiziția unui număr de 48 de biciclete pentru sistemul de e-bike sharing și sistemul de ticketing, care săptămâna trecută a stat la CNSAS nu știu cât, la CNSC, la soluția contestativă. Și soluția dată a fost aceea de a reevalua. Deci este singurul cu care, pe care încă nu l-am început. Deci, contractul a fost semnat în octombrie 2020. Am văzut că sunt, bineînțeles, ce mă deranjează pe cei care strigă că stațiile sunt scumpe, sunt cei care au semnat contractul. N-am fost eu în primărie, n-am fost primar în perioada 2018-2020. Eu am venit în primărie pe 19 noiembrie 2020. Deci era semnat tot. Și dacă stația fi scumpe, nu eu am semnat nici proiectul, nici devizul. Când am venit, într-adevăr, nu s-a făcut nimic. Totul era semnat. Ce a făcut? A licitat pe valoarea aprobată. Și sunt banii europeni, nu știu unde poate să se ducă asemenea bani. Dar, mai mult decât atât, aceste stații nu sunt gata în momentul de față. Termenul este 30.06.2024. Eu am tras de ei, mi-am dorit foarte mult să terminăm până la sfârșitul anului. În momentul ăsta sunt toate stațiile sunt gata ca structură. Sunt 30 de totemuri și restul sunt stații, unele mai mari, altele mai mici. Sunt nemulțumiri în oraș legat de faptul că poate legat de o localizare proastă. Că într-un loc stație e mai mare, de, vă dau exemplu stații de Craiova, la Poști, pe ducere, către comisariat. Păi știe toată lumea că e stație de coborâre. Este cea mai mare, una dintre cele mai mari stații din oraș. Pentru ce? Așa a fost, nu eu. Am stabilit ce fel de tip de stație să se pună în Craiova. Eu am semnat, repet, deviz. Așa sunt. Dar, fiind foarte atent la tot ce se întâmplă și la nemulțumirile astea, l-am pus pe director de Autoritas, a luat fiecare stație la mână și a stabilit, nu cred că sunt mai mult de 8, parcă vreo 8 sunt, 8 poziții în care o întoarcere la spitalul militar e prea mică, mai trebuie încă un port. La muzeu, la Brătianu, la fel. Și l-am pus să fac o situație, am luat legătura cu constructorul. El va realiza aceste corpuri după ce se termină proiectul. Le va realiza pe aceste corpuri și noi le vom achiziționa pe banul bugetului local. Adică suntem atenți la lucrurile astea, dar nu am nici cea mai mică vină că au apărut astfel de simpoli. Toate vor fi așa cum trebuie. A, stația din Craiova va rămâne foarte mare. Așa e un proiect. Nu se poate face nimic cu un proiect pe fonduri europene. Știți foarte bine. Nu putem schimba nici locația cu un metru. Un metru, n-am putut un metru să o dăm mai încolo. E cu altă carte funciară, nu se poate. Sunt 12 tipuri, v-am mai spus, sunt 12 tipuri de stații și nu eu am stabilit ca stația de tip 2 să fie la teatru. Deci ele sunt montate exact cum scrie în proiect. Acolo unde nu este bine, unde cetățenii, noi cu toții constatăm că e nevoie de mai mult, vom face restul pe bani de bugetul local. Dar spunea că nu sunt finalizate, ca să vorbim din nou de bani. Ele trebuie să, ați văzut, practic este structura. Structura și cu geamul și cu banchetul.
În rest, se dotează cu echipamente suplimentare, panouri laterale pentru informarea călătorilor, pentru afișarea timpilor de sosire în stații și hărțile traseelor de transport. Panou interactiv digital pentru afișarea timpilor anumitor informații legate de servicii de transport în comun. Punct de acces multe de servete pentru încărcarea bateriei dispozitivelor mobile. Benzi tactile pentru persoane cu dizabilități. Se amenajează 20 de puncte de vânzare bilete în stații, grupuri sanitare, raportare la rețeaua de electricitate, conectarea la internet, dotarea cu camere video de supraveghere, o cameră de supraveghere din Troie, sunt camere ultraperformante, 3.000 de euro costă o cameră de supraveghere. Faceți socoteala că sunt 106 stații. Nu se văd, bineînțeles, în fotografii branșamente. Sunt 105 branșamente electrice, coloane, branșamente de apă și canal. Aici am chemat firma agreată de CES. Am avut discuții cu ei aici. Fac tot posibilul să se apropie până la 31 decembrie de montarea coloanelor. Deci numai partea electrică costă 1 milion de lei. Deci 200 de mii de euro. Numai partea asta electrică. Iată, camere de supraveghere mai costă și alea 300 de mii de euro. O pun în 500. Deci toți banii ăștia sunt incluși în contractul finanțat din banii nerambursați. Apoi trebuie să vorbim de branșamente de apă și canal, să lucrează cei de la UTS, un exemplu, firma care face branșamente electrice, lucrează pentru montarea fibrei optice pentru internet, că altfel nu putem să finalizăm. Deci cam așa stau lucrurile cu aceste stații. Eu zic să avem răbdare să le vedem, să vedem finalizat proiectul și apoi mai discutăm. Dar încă o dată este un contract care vine de spate, semnat, totul a fost parafat, bătut în cuie, n-am putut să fac nimic mai mult decât să stau cu gura pe ei ca să-i prind aici la ședințe cu constructorii și tot timpul să cer mai mult, să aibă mai multe echipe care să lucreze, atât n-avea ce să fac mai mult.